Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție Sport Arena la zi. Iată, ne ajungi la finalul unei săptămâni extrem de încărcate. Am trecut cu bine testul european aseară. Rezultate pozitive, FCSB pleacă neînvinsă din Austria de la Linz, în timp ce CFR, mai bine de 55 de minute cu un om în minus, reușește să răpună echipa de brazilieni, ciprioții de la Pafos. Vom discuta despre ce s-a întâmplat în Europa, precum și o avancronică a etapei cu numărul 7 din Superliga, împreună cu analistul Sport Arena la zi, Dacian Varga, și un invitat special, realizator Sport Total FM, domnul Răzvan Toma, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc, domnul Toma, că vă faceți timp din când în când să ne mai vizitați aici, în sufrageria noastră. Cu mare plăcere, mulțumesc frumos pentru invitație. Dacă facem un bilanț, domnul Toma, să mulțumesc și mie, Ionuț, că am venit la emisiune. Cum? Îți mulțumesc și ție. De ce faci diferența de asta? Pentru că tu nu ești invitat special, domnul Toma e invitat special. E tot de la noi dintr-un stai. Doar am coborât. E adevărat, dar de tine s-a săturat lumea, de domnia sa nu. Domnul Toma, după prima manșă a acestui play-off Europa League/Conference League, putem trage concluzia că am ieșit pe plus? Da, în momentul în care ai câștigat acasă și vii din deplasare cu un egal, așa ar trebui să fie. Asta fie concluzia inițială. Dar te mai gândești că FCSB a mai venit cu un egal și n-ai și cum trebuie. Iar 1-0 este, acum referindu-mă la CFR, 1-0 e un rezultat destul de sensibil. Adică oricând, mai ales că acum nu mai există golul în deplasare, să zicem că marchează acolo. Dacă ai pierdut cu 2-1 și ajungi la lovitură de departajare, orice se poate întâmpla într-o asemenea situație. Da, prima, cum ai spus și tu, că tu chiar ai spus când ai prezentat, înainte de prezint pe noi în legătură cu europene, ai spus că e un bilanț pozitiv și sunt de acord cu tine. Bun, haideți să trecem să defalcăm cele două partide ușor-ușor, iar apoi ne vom muta și spre Superliga noastră, cea de toate zile. Ne oprim la Linz, acolo unde Dacian FCSB pleacă cu același rezultat cu care a plecat de la Praga, 1-1, dar parcă dacă stăm să analizăm puțin raportul de forțe, ne dă speranțe că nu se va mai repeta, cel puțin la București, episodul Sparta Praga. Mi s-a părut totuși... Păi de ce ți se pare asta? Dacă te uiți la meciul tur, da? Mă refer cu Sparta. Pare în oglindă un pic, dacă stăm. În prima repriză, FCSB a avut două, dacă nu chiar trei situații bune de a marca. Acum a apărut invers, în repriza asta am spus, adică... Dar sunt două echipe bune. Ți-a părut la Linz sensibil egală cu Sparta Praga? Da, da, sincer. Mai ales în prima repriză au avut câteva oportunități de a marca. Eu zic că este un rezultat foarte bun pentru FCSB. Ai vreo explicație pentru care, eliminând partida cu Virtus, pe care nu putem trece la o partidă serioasă, FCSB în celelalte duble nu reușește să facă mai mult de o repriză bună? Nici cu Maccabi, nici cu Sparta, nici cu Las Linz. Aș vrea să-ți răspund printr-o întrebare. Te rog. În câte etape, de când a început campionatul și în Europa, FCSB a jucat cu același 11? Bun, dar acum au fost puține schimbări. Cum puține? Păi, ce? Popa, pe care toată lumea îl vede număr 9 și cu el ar fi trebuit să înceapă. Lasă pe ce vede toată lumea. Eu te întreb concret câte schimbări au fost. Mereu sunt schimbări. Au fost 3 aseară, nu? Păi, iar la pauză intră alții, ies alții, adică... E asta greu, să fie părerea mea. Da, pentru că nu este, în moment de față, FCSB nu este o echipă omogenă. Ok, în afară de cei 4 fundași, da? Șut și Olaru, da, s-a schimbat Alexandru, a intrat Egiuma. La fel Benzile, la fel atacantul central. Nu e ușor. Domnul Toma, noi în momentul în care începem un campionat nou, în primele etape spunem că nu avem meciuri în picioare. După ce intrăm în adâncul campionatului, spunem că suntem obosiți. Dacă facem o medie în momentul de față, FCSB are cam 12 meciuri disputate, punând Supercupa, ceea ce a jucat în Superliga și, bineînțeles, aceste partide europene. Putem să tragem o concluzie în momentul de față cam cum arată această formație sau, așa cum sublinia și Dacian, aceste modificări care vin din lojă ne cam împiedică să ne facem o idee dacă FCSB... N-am spus că vin din lojă. Nu, eu spun că vin din lojă. Dacă aceste schimbări permanente ne duc cu gândul că de fapt nu putem să tragem o concluzie. Dacă este o echipă puternică sau nu. Pentru că totdeauna auzim că noi suntem buni, dar când să obținem rezultate, ele nu vin. Când ne putem demonstra valoarea sau cum putem să facem? Da, corect cum spui. Doamne, primul lucru rău care vine de la această indisciplină a transferurilor care o acceptă UEFA. Deci odinioară exista clar, începea campionatul, tu echipă te gospodăreai în așa fel încât să ai jucătorii pe care îi doreai și mai venea, la italian era acel calcio di riparazione, adică era o chestie intermediară între transferurile intersezon și cel de iarnă, dacă nu, veneau cele de iarnă. Și atunci știai exact ce jucători ai, pe cine. Așa, acum este o vânzare asta că nu știi dacă vine ăla, când vine ăla, dacă pleacă ăla, pe cine te poți baza. Uite, la CFR Cluj deja a mai venit un fundaș dreapta, vorbeam înainte de emisiune, a venit Luis Munteanu de curând, așa, și la fel și la FCSB. Sunt de acord și cu ce a spus Dacian, că este o echipă care nu este încă omogenă. A plecat un jucător important pentru FCSB, Florinel Coman, și e greu să-l înlocuiești așa de ușor. Dar mai e o chestie care, de ce spuneai tu, că FCSB n-are o constanță a rezultatului. Nu e această plasă a calificării oricum în grupele ligii Conference League și... Vrei, nu vrei, acționează în subconștientul jucătorului că, bă, dacă nu o fi să fie, suntem acolo. Toți suntem, o să jucăm, vin niște bani și o să fie neagigii mulțumiți și suporterii la fel. Și cred că și chestia asta contribuie într-o lipsă de a avea grijă de rezultat. Eu sper, având în vedere și antecedentele, faptul că Steaua, cum se numea înainte, a eliminat pe LASC, să conteze și asta, adică să fie o chestie care, să se creeze o obișnuință ca Steaua, FCSB să elimine echipele din Austria. Și totuși, dom'le, FCSB este o multiplă campioană a României, așa, adică ar avea totuși un pedigrii mai bun decât LASC, cu tot respectul pentru echipa din Linz. În momentul în care a plecat Florinel Coman, conducătorii FCSB au spus că avem soluții. L-avem pe Miculescu, l-avem pe Ștefănescu, este Băluță, revine Tavi Popescu. Vi se par soluții viabile care se pot ridica la valoarea lui Florinel Coman sau mai ales la ceea ce a adus el din punct de vedere al golurilor în sezonul recent încheiat? Nu. Nu. Florinel Coman pentru FCSB era... Adică dacă la echipa națională a lăsat mult de dorit și în general când dădea de un fotbal cu pretenții nu prea îl vedea pe teren, în campionatul României, pentru FCSB a fost foarte important și e greu să un om de la care așteptai să-ți rezolve jocul, pentru că... Da, și... dar ce ți-vă aminte de Florinel Coman după cât timp? Da, a avut și probleme lui de adaptare și cu accidentări și cu... Da, exact, a devenit numărul 1. Când a ajuns numărul 1, așa, adică a trebuit să plece... Noi acum așteptăm, avem pretenții de la cei jucători să devină numărul 1 sau să fie un Florinel Coman după o lună de zile, mă refer, de exemplu, aici la Ștefănescu, da? Auzi, de aceea să-l vedem pe Octavian Popescu, că până acum el era supărat că nu joacă mijlocaș stânga, știi? Și că nu poate din cauza lui Coman. Acum o să fie, probabil că o să-l bage, vedeți pe altcineva să-l bage pe stânga. Să vedem dacă va da randamentul bine. Vine și el după accidentare, încă nu poți să-i ceri așa. E clar că nu e 100%. Băluț, am văzut că e supărat și finanțatorul, că nu mai e același Băluță de anul trecut. În fine... Tu știi mai bine fluctuațiile astea. Un meci bun se schimbă imediat. Da, da. Situația la problema, știi care e, că meciurile acestea bune care ne iau ochii întotdeauna sunt în campionatul nostru. Iar acest lucru întotdeauna ne păcălește. Pentru că domnul Becali spunea la un moment dat, Alexandru niciodată nu s-a ascuns de minge și dacă îl vedeam că se ascunde de minge, nu-l mai băgam titular. Păi, domnule Becali, l-ați văzut doar în Superliga pe Alexandru. Aceasta este valoarea lui Alexandru, cea în care... își arată, bineînțeles, calitățile în Europa. Nu putem să facem o analiză a fotbaliștilor noștri doar când întâlnesc Slobozia, Buzău și cine mai e pe aici. Da. O altă discuție și aș vrea să-mi răspunzi, Dacian, pentru că tu vii din iarbă. După partida cu Sparta Praga, returul acesta, din nou patronul este și spune întotdeauna Daniel Popa va fi titular pentru că el se bate, că face. Intră titular, după 45 de minute îl scoate. N-a dat randament în 45 de minute. Nu ți se pare ideea aceasta că de fiecare dată cel care nu joacă este mai bun decât cel care joacă la FCSB? Da, asta este și în capul jucătorului, fotbalistului. Hai să înțeleg. Momentan, ca fotbalist, când intri, dovedești ceva, dar tu dacă vezi adică din lojă... Când stai pe margine, spui, eu sunt mai bun ca cel din teren. Da. ai posibilitatea poate să intri și să nu fii mai bun. Crezi că Tănase poate să umple acest gol? Este atacantul pe care tot îl așteaptă patronul? În momentul de față nu. Eu zic că mai are nevoie de minim 3 meciuri. Minim 3 meciuri. Și lăsând la o parte faptul că nu are meciuri în picioare, este genul de număr 9 pe care poți să arunci baloane când ești într-o dificultate evidentă, cum se va putea întâmpla pe parcursul european? Dar nu este un număr 9 ca Popa, de exemplu. El coboară foarte mult la mijloc. Adică e un fel de atacant, cum am jucat noi cu Naționala României, cum am jucat cu atacantul nostru la campionatul european. Nici el nu era un nouar, da? Venea foarte mult la mijloc și plecau benzile. Adică așa îl văd și pe el la FCSB. Dar în momentul de față, părerea mea ca atacant este peste ce are acum FCSB-ul. Bun, hai să ne mutăm atenția și spre ce s-a întâmplat în Gruie, acolo unde pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, CFR, spuneam, în inferioritate numerică mai bine de 45 de minute după prostia pe care căpitanul Ciprian Deac o face, reușește până la urmă să câștige împotriva unei echipe care părea de speriat, domnul Toma, la ce am văzut în declarația lui Dan Petrescu. Au avut câteva floricere acei brazilieni, dar am văzut și acel lat din 3 metri cu poarta goală pus pe lângă 3 metri de poartă și parcă ne-am scuturat un pic de acest gând că brazilienii sunt întotdeauna periculoși, indiferent de unde vin. Uite, chiar vreau să-l întreb pe Dacian, că vine din iarbă. Mă gândeam că e bine ce face Dan Petrescu într-o anumită măsură, să încerce ca să-l facă pe jucător să fie atent și concentrat, să-i spună, să-i mărească valoarea adversarului față de cea reală. Adică, dar nu se poate întâmpla și să te, cum să spun, să te sperie puțin, să consideri că, ce spune el, i-ai văzut pe brazilienii, Jairo, făcând câteva faze care le-au ieșit, să zici, bă, ăștia chiar sunt buni și s-ar putea să nu le fac față. Păi, oricum, ai la ședința tehnică, ai analiză video unde îi vezi. Adică nu poate doar să te păcălească din gură, că tu oricum vezi meciuri cu ei. Adică tu vezi minim 2-3 meciuri. Dar te-a impresionat vreunul dintre brazilieni de aseară? Adică chiar așa par de speriat în perspectiva returului, mă refer. Nu de speriat, dar nici de neglijat. Da. Pentru că Dan Petrescu a spus că nu există jucători în Superliga cum sunt brazilienii pe care i-are Pafos. Nu, exagerează. Vă dați seama, dacă asta a spus la Pafos, vă dați seama ce s-a întâmplat când am jucat noi în Champions League. Da. Știu că tu ai fost antrenat de Dan Petrescu. Adică, dar atunci chiar avea și atunci acoperire. Făcea așa? Și atunci făcea așa? Da. Bine, erau brazilienii Seviliei, erau brazilienii Stuttgart, erau brazilieni... Și poate... nu numai brazilieni, erau argentinieni, erau spanioli, erau jucători care jucau la echipele lor naționale. Da. Dar nu puteți să vă imaginați ce ne scotea în evidență. După eliminarea lui Deac, te-ai gândit că ăsta va fi scorul final? Da. Am zis că închide meciul. S-a terminat, putem să schimbăm canalul, nu? S-a terminat, exact, da. Da, așa e. Eram sigur că omoară meciul. Și eu la fel, Da, și mi se pare normal. Adică și eu la fel aș fi procedat, dacă aș fi fost antrenor, nu m-aș mai fi dus să risc. Cum vi s-a părut arbitrajul aseară, domnul Toma, la CFR? A fost o... Deci, dincolo de Dan Petrescu, comentatorii de la Prima au adus și, au inoculat și ideea asta de valoarea supradimensionată a adversarilor, ci și chestia cu arbitrii, că deoarece au arbitrat mai multe meciuri în Cipru, ar fi mai familiar cu jucătorii de acolo. La Deac n-avem ce să discutăm. La Deac n-avem ce să discutăm. Roșu... Bine, acolo s-a dat pentru intenție, nu pentru duritate. Da. N-ai voie să faci așa ceva. Nu, e roșu, n-am spus. Acolo a dat pentru intenție. Acolo a fost jmecheria fundașului. Da. Da, a știut să provoace. Deac, cât el de, cum să spun, Deac este un tip, îl vedem cumpătat, are o experiență, are o carieră frumoasă, nimeni nu poate nega treaba asta, și un om cumpătat la declarații, când vine și vorbește frumos, găsește cuvintele, dar pe terenul de aprig este, dacă ne uităm câte cartonașe are și galbene, chiar și roșii, îl părăsește repede nervii, ca să folosesc așa un... Nu, de obicei se întâmplă asta când nu ești în joc și nu ți-a ieșit jocul la început. Dar era minutul 40. Era minutul 40, da. L-a călcat din greșeală cel care s-a întors cu așa, în fine. Sau poate nu din greșeală. Sau poate nu din greșeală. Dar te împingi și tu în el, adică nu așa vizibil să te vadă tot stadionul. Mai ales acum, sunt fracțiuni de secunde. Am făcut și eu greșeli de genul ăsta. Nu-ți dai seama pe moment. Da. Este o reacție, dar după aceea stai și, nu știu, ajungi în vestiar și stai și te gândești, păi, dar de ce am făcut asta? Da, e o chestie, te avală. E greu să te poți abține când vezi, mai ales în febra meciului acolo. Repet, eu cred că 9 din 10 ar fi procedat la fel. Clujenii acuză și un penalti acolo. Revenind pe asta, cu asta vreau să închei răspunsul la întrebarea ta. Acolo într-adevăr, poți să te gândești la familiarismul lui cu campionatul cipriot. Mie mi s-a părut penalti. A fost acolo un arbitrat slăbuț, să spunem. Un arbitrat slăbuț. Adică ăla pentru... și faza următoare, când cu același... Lambert a fost taxidis cu... îl împinge ușor în portar. Exact. Și ăla a fost... Da, ăla a fost, părerea mea că a fost penalti. Bun, ne oprim pentru câteva momente de publicitate și când ne întoarcem de la Europa, ne întoarcem în Superliga Românească, pentru că vom avea partide extrem de interesante la sfârșitul acesta de săptămână și, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, se întinde etapa până la începutul săptămânii viitoare. Ne întoarcem în câteva momente, rămâneți alături de noi. Am revenit în platoul Sport Arena la zi alături de Răzvan Toma, realizator Sport Total FM și analistul Sport Arena la zi, prietenul nostru Dacian Varga. Am discutat despre Europa și ne mutăm atenția ușor și către Superliga, pentru că mâine vom avea partide extrem de interesante. Una dintre ele este cea dintre Sepsi OSK și Unirea Slobozia. Domnul Toma, pare că s-a topit puțin eranul Sloboziei. După cele 5 puncte obținute vin 3 înfrângeri la rând, dar nici Sepsi nu convinge. Are 4 meciuri fără victorie, dintre care 2 înfrângeri consecutive. Da, nu convinge nici ca joc, Șepși. Este o echipă imprevizibilă așa ca joc. Adică sunt momente când te aștepți să rupă norii și acest lucru nu se produce și invers. Te aștepți să aibă o prestație modestă și în momentul ăla reușește un rezultat mai puțin așteptat. Este o echipă, mie îmi place felul cum e condusă. Filozofia lor. Da, îmi place filozofia lor, așa cum iau jucători, nu se întind mai mult decât le plapă, mai iau jucători pe ceea ce au nevoie, pe posturile care au nevoie, dar uite-te că nu le-a ieșit și anul ăsta nu mai au scuza că au fost în cupe europene, să zici, bă, au fost în cupe europene și au fost pe 2 fronturi, n-au reușit să le ducă la bun sfârșit. Dar, într-adevăr, cum ai spus și tu, mi se pare o echipă nesigură, așa, și... Nu m-aș mira să se chinuie mâine cu... Că tot vorbeați de scuze, domnul Toma. Poate fi totuși scuza faptului că au pierdut cei mai buni mijlocași, Ștefănescu și Matei, găsit pentru doping și tras pe dreapta câteva luni? Ce spuneam și de Florinel Coman cu FCSB în intervenția anterioară, sunt jucători care au contat pentru economia jocului și e greu până se produce noua legătură cu jucătorii proaspăt veniți. Cum vezi? Cum vezi partida aceasta, Dacia? Eu cred că la Sepsi e o problemă de vestiar. Ții minte ce ți-am zis acum o săptămână cu micul dejun la ora 7? Da. Sunt 4 jucători deja scoși din lot pe probleme disciplinare, pentru că ei nu vor să vină, nu toți. 2 dintre ei... Lasă că au fost cu astea. Ceilalți 2 s-au luat la harță, am înțeles. Nițului cu Ninai s-ar fi luat la harță în timpul antrenamentului, iar ceilalți 2 au întârziat la antrenamentul de dimineață pentru că, așa cum spuneam, jucătorii străini preferă să stea la Brașov, nu la Sfântul Gheorghe. Înțeles că au fost și la nu știu ce petrecere. Și la petrecere, că toate se leagă. Dacă erau în Sfântul Gheorghe, nu era petrecerea, sau dacă era petrecerea, se puteau trezi la 7:30 să vină așa cum cere Bernstein. Eu cred că acolo se stă pe un butoi de pulbere. Și cine crezi că va ceda prima dată? Păi, antrenorul. Cine? Dar nu cred că poți să dai afară 10 jucători. Nu cred că doar cei 4 sunt. Crezi că rigurozitatea aceasta germană nu se potrivește în fotbalul românesc? Nu. Deci nu merge nici anglosaxonă, nu merge nici germană, la noi merge doar cu grătare și cu eclere? Nu neapărat cu grătare și cu eclere, dar nici cred cum își dorește antrenorul cel de la milimetru, așa, știi. Adică, totuși, 2 etape, 3 etape, 4 jucători. Și titulari. Ținând cont că ți-a plecat și cel mai bun jucător, Ștefănescu, Matei e suspendat, mai renunți și la cei 4. Și nu te ajută nici rezultatele. Asta am spus, adică mai mână liberă, cred că până la un moment dat. Poate fi surpriză? Slobozia să plece neînvinsă de la Sepsi sau este momentul în care Sepsi câștigă după 4 etape? Slobozia, cum am spus-o și săptămâna trecută și acum 2 săptămâni, mie îmi place. Au făcut transferuri bunicele. Da. Totuși să ne aducem aminte că sunt nou promovate. Ei și cu Buzău. Punctul meu de vedere, Unirea Slobozia în momentul de față este peste Buzău. Eu nu cred că Unirea Slobozia o să meargă la Sfântul Gheorghe să se pună pe 2 linii. Nu. Unirea Slobozia, am văzut toate meciurile lor, au mers să joace. Și merg să joace, indiferent că joacă acasă, cu toate că ei nu joacă acasă. Da? Joacă în deplasare, merg să joace. Și aici văd un meci deschis și cred că o să vedem un meci frumos cu goluri. Am înțeles. Haideți să vedem ce putem vedea lângă Biserica Cașin, pe Arcul de Triunf, derby mare, capul de afiș al acestei etape cu numărul 7. Dinamo neînvinsă din prima etapă, acolo unde ceda la Cluj împotriva CFR-ului după ce conducea 2-0. Ceda 3-2 pe final, nu mai pierde, realizează o serie de rezultate importante, vine din Giulești cu 1 punct, însă întâlnește o echipă Universitatea Craiova și ea plină de frământări, plecări, veniri în continuare. Gâlcă spune că Ivan poate să plece dacă primește o ofertă. Vi se pare că această decizie a lui Gâlcă vine pe considerentul că nu l-a impresionat Ivan sau se gândește la bugetul clubului, un transfer... important ar aduce banii la buget. La ambele. La ambele, da. Uite, Ivan, e o chestie, un paradox. Da, să știți că cu Ivan, când a venit Gâlcă, pe Ivan l-a băgat să joace și a dat un meci de meci. Aduceți-vă aminte, la sfârșitul campionatului. Adică l-a ajutat. Și un loc acolo în echipă. L-a ajutat pe Gâlcă. Ai dreptate. Dar știți ce e paradoxul? 2 jucători valoroși pentru fotbalul românesc, Mitriță și Ivan. Din momentul în care Mitriță a revenit la CSU Craiova, Ivan încet, încet, chiar dacă a jucat, adică ne uităm, are un număr mare de meciuri, mai ales rezervă, dar a jucat, dar nu a mai fost Ivan ăla dinainte. Adică e ceva care nu i-a prins, în timp ce Mitriță a fost determinant. Dacă nu era Mitriță, numai CSU Craiova n-ar fi ajuns în Cupe Europene, sunt convins de treaba asta. Mitriță i-a scos din multe situații grele. Dar uite-te că se întâmplă și asemenea situații, să fie două săbi în aceeași teacă, să nu încapă. Vi se pare că se calcă un pic pe picioare pe aceeași poziție în stânga acolo? Cred că da, cred că și ca joc, așa că chiar dacă pe Ivan au încercat să-l facă vârf, atacant central, adică să-l aducă mai pe centru, tot nu e... La un moment dat l-a băgat pe Mitriță în centru. Da, să-i facă loc lui Ivan. Să-i facă loc lui Ivan. Și eu cred că asta ar fi fost cea mai bună variantă. Ivan, cel mai bun de randament, îți dă în stânga. În stânga când... Că l-ai încercat și atacant, l-ai încercat și viteză, în dreapta. Da, exact. Da. Iar Mitriță, eu nu l-aș... N-ar fi de lepădat să nu-l lași în centru, acolo, în spatele atacantului. Adică vezi să mai rămână mult timp? Pare că și el este cu bagajele la ușă. Mitriță. Am zis că i-a înnoit contractul ca să ia ceva bani pe el, în eventualitatea în care îl vine. Noi a pus și clauză, 5 milioane. Pentru că la noi jucătorii cam aici se învârt cei importanți, la cota 5. Da. De partea cealaltă, Dinamo, cred că ar trebui să-l sun pe colegul nostru, pe Alin, nu? Da, dacă intră în direct. Da. A zis să vorbesc cât mai mult de Dinamo. Alin, să știi că așa o să fac. O să-l întreb pe domnul Toma cum vede această transformare a lui Dinamo de la o echipă, domnul Toma, care anul trecut doar jocul rezultatelor au menținut-o în Superliga, la o echipă care în momentul de față, la cum arată, poate bate pe oricine, dar în continuare poate pierde cu oricine. Da, Dinamo a învățat din greșelile trecutului. Știi cum exista și când eram eu copil de vorba asta a microbistului, bă, dacă ăștia scapă anul ăsta, la anul o să rupă norii, da. Cam așa e cu Dinamo. Nu știu dacă o să rupă norii, dar nu mai e Dinamo de anul trecut. Dinamo care... Este o echipă mult mai omogenă acum. Da. Haideți să ne aducem aminte că au venit mulți jucători parcursul returului. Aduceți-vă aminte, nu erau pregătiți. Da. Cred că nici nu se știau între ei cum se cheamă. Da? Adică... Dar de anul trecut, până să ajungă la situația limită de care spuneai tu, se vedea un plus așa în joc. Adică nu mai era echipa aia. Cu tot respectul pentru Nicușor Burcă, pentru că fără el nu promovau. El a fost omul, dar echipa era aia care promovase, aveau stângăciile alea specifice unei echipe care urcă și nu era sigur pe niciun rezultat. Toate meciurile erau cele 2 victorii, că multă vreme au avut 2 victorii, au fost întâmplătoare. Mi-aduce aminte, cu Botoșani a fost greșeala portarului și a mai fost... Și cu voluntar, dacă... Voluntar s-a bătut singur atunci. Dar în retur... Au văzut jucători mai de calitate, nepregătiți, cum spui tu, dar între timp au început să intre în ritm și arătau un potențial. Hakim Abdallah, care părea un un împiedicat și te întrebai, bă, ce scauter au ăștia de a ducă un asemenea împiedicat? Dom'le, demit un om esențial în atacul lui Dinamo. Am văzut acum o chestie, bine, mă miră treaba asta, că l-ar da pe, că ar vrea să-l dea, sau îi dau liber lui Bani Mustafa să poată să plece. El un jucător crescut de Dinamo și care are momente bune, adică nu mi s-a părut un tip ca Ivan la Craiova, adică mai degrabă mi se pare Ivan, Craiova se poate descotorosi de Ivan față de Dinamo, care ar putea să beneficieze de niște... Și un jucător care în acest campionat a intrat și a intrat. De fiecare dată când a intrat, a intrat bine. Da, da, exact. Uite, dacă a văzut că nu ne-am vorbit. Nu ne-am vorbit înainte. Și eu cred că în momentul de față nu este de dat bani. Cum ți se pare că tot vorbești de jucători? Știu că tu ai ochi mai ales la anumiți jucători din fotbal. Cum ți se pare Kennedy Boateng, fundașul central al lui Dinamo? Mie nu-mi place apărarea celor de la Dinamo, pentru că este foarte lentă. Permisibilă. Și permisibilă, da. Cu toate că sunt foarte înalți, da, n-am văzut să pună probleme la faze fixe. Din contră, au luat gol la fază fixă. Eu cred că au în continuare nevoie de un mijlocaș central și de un fundaș central. Prietenul tău, Patrick, mai joacă la Dinamo? Mai e legitimat? Că nu l-am văzut. Cum a intrat? Este intrat în ultimul 90 minute. Ca la box. Totuși are și el o vârstă, dar... Ai mai vorbit cu el? Mai vrea să mai joace și sezonul viitor? Nu știu dacă mai vrea să joace sezonul viitor, dar am vorbit imediat după... Adică am vorbit și înainte și după meciul. Cum îl vezi cu statutul ăsta? Bănuiesc că și-ar fi dorit să joace mai mult. Pe orice jucător își dorește. Dar automat că nu-ți mai dorești să intri în teren, e clar că atunci pui ghetele în cuib. Deci da, nu-ți mai place să joci fotbal. Orice jucător își dorește să evolueze. Dar eu cred că ușor, ușor o să-și facă. O să mai vedem. Mie mi se pare o notă bună pentru Dinamo faptul că l-au păstrat pe Patrick. Pentru că el a dat tot ce a putut în sezonul trecut. A mai gafat, a mai așa, dar măcar pentru dorința asta și poate și în vestiar, că în vestiar nu știm ce se întâmplă, a fost capitanul echipei, pentru treaba să fie așa ca o recompensă pentru el să rămână la Dinamo. Oricum au un meci foarte greu Dinamo acasă, adică da, nu-i văd favoriți. Auzi ce spuneai tu de cei doi fundași centrali ai lor care sunt greoi, Mitriță, care este tocmai atacantul sau om ofensiv care poate să profite de acest... Și mai este un element de ordin statistică. În ultimele 8 întâlniri Craiova-Dinamo, de fiecare dată Craiova s-a impus, deci este o adevărată bestia nerea pentru suflarea albroșie formația olteană. Haideți să vorbim în câteva secunde și despre ceea ce se va întâmpla în Gruia. Domnul Toma, CFR schimbă din nou garnitura, schimbă vagoanele, vom vedea 11 jucători noi. Da. Cât de des credeți că poate să meargă această rețetă de a schimba de la meci la meci întreaga formație? Nu de multe ori. Nu de multe ori și ieri am rămas așa uimit când a spus Dan Petrescu la declarații după meci că a făcut niște, imediat după meciul cu Pafos, a făcut niște antrenamente cu cei care urmează să joace în campionatul nostru, pentru că n-a apucat să se antreneze și pe ei. E greu. I-a ieșit, aduți aminte, acum vreo 2 ani sau când au mers ei departe așa, atunci i-a ieșit, dar... E greu pentru că echipele noastre nu au capacitatea de a putea avea rezerve pe măsura titularilor. Și își permit acum, pentru că și joacă acasă și joacă împotriva Botoșanului. Da. Dacă ar fi jucat... Botoșaniu, bestia nera, că tot de alu CFR, cum știi. Mai ales la Botoșani. Este un meci mai ușor din punctul meu de vedere față de un meci, nu știu, cu un FCSB sau cu Craiova, da, sau cu... Farul, da. Da, asta am spus. Că tot vorbeai de FCSB, ne mutăm atenția și spre ultima partidă a zilei de duminică. FCSB, după ce smulge această remiză în Austria, merge din nou pe un teren extrem de dificil. Chiar dacă Hermannstadtul lui Marius Mădălșanu nu mai este la nivelul din sezonul trecut, este în continuare o echipă periculoasă, Dacian. Iar FCSB, în momentul de față, la cum arată clasamentul, ar cam avea nevoie să mai bată și ea pe cineva prin Superliga. Pierde cu Oțelul, pierde cu Iașiu acasă, face egal cu Slobozia. Unde este... Câștigă cu Farul, dar ăla e norocos. Cu Farul câștigă la ultima fază dintr-un penalti pe care îl vedem doar în România. Întrebarea mea către tine este unde sunt cele două formații la fel de valoroase pe care le tot auzim de la conducătorii FCSB? Rămâne doar să ne uităm duminică la meci, să vedem dacă echipa care o să fie în teren contra celor de la Hermannstadt se ridică la pretențiile de Europa, da? Echipa care am văzut-o în Europa. O mai vezi pe FCSB cu șanse reale la titlu anul acesta, dacă pleacă și Darius Solaru? Nu. Dacă pleacă și Darius Solaru, este mare. Bine, dacă nu vine nimic în schimb. N-a venit Ștefănescu. Dacă vine tot din Superliga, Dacian... Nu, stai puțin. Darius Solaru e mijlocaș central. Dacă aduci un mijlocaș central, un număr 10 sau... Deja am înțeles că la un curte îl trag pe Tănase în mijloc sau și... poate îl joacă cu Tănase în mijloc și atunci aș ia un atacant. Poate aduci un atacant bun, reușește să-ți marcheze, nu știu, 12-15 goluri și atunci te ajută. Dar oricum, au un meci greu FCSB-ul la Hermannstadt, chiar au un meci greu. După prima etapă pierdută cu Craiova, domnul Toma, Măldărășeanu este și dă o declarație extrem de tăioasă, care pare că este o funie în jurul gâtului pe care și-a pus-o din acel moment și este pe gheață subțire. Fiecare meci pe care îl joacă Hermannstadt cu Marius Măldărășeanu poate fi ultimul pentru tehnicianul sibian. Da, se pare că da. A greșit când a ieșit și a atacat așa puternic conducerea, având motivele lui. Vorbeam și cu Dacianii, au fost vânduți vreo 5 jucători care erau titulari. Auzi, e ca la Deac, dar la distanță temporală mai mare. Adică l-a luat apa după... stresat probabil după ce când ai nevoile tale și... chiar îți mai ia ceva din ceea ce... să se întărească, da, de fapt. Tu în loc să pui, să, ușor, ușor să încerci să te bați chiar la play-off, ți-ți ia. A luat o gură de oxigen cu Botoșani, dar a dat-o înapoi la Constanța. Da. Deci tot pe butelie și în momentul de față. Și echipa este, și el a pierdut niște jucători importanți. Și au și venit, că știi, când spui că Marcovici e accidentat, parcă... Asta Ronaldo de acolo mai are până își revine. Chițu încearcă și el așa, dar până se leagă și el cu ceilalți jucători. Da, e... Cred că după aia, declarația care le-a dat ulterior, s-a văzut că a regretat gestul care l-a făcut atunci. Dar, într-adevăr... Eu și acolo cred că există o tensiune. Da, și eu la fel acolo cred că există o tensiune. Și eu la fel cred că... Dar nu asemănătoare cu șep și alt gen de tensiune. Aici cred că conducerea, patronat cu stafful tehnic, părerea mea. Stafful tehnic cred că s-o fi ridicat cu pretenții, să aducă jucători, să aducă jucători. Mă gândesc că din partea cealaltă, din partea patronatului, antrenează ce ai sau ce ți aducem noi și atunci, atunci nu mai impune presiune pe mine să, nu știu, să merg în play-off. Da, are dreptate. Pentru că fanii sunt de partea lui, sunt convins de treaba asta. Am văzut că au pus un banner, l-au susținut. Păi, după ce a făcut și în momentul de față, Măldărășeanu și cu Gică Hagi, cred că sunt cei mai longevi antrenori. Da. La Hagi e clar, nu mai e cazul să luăm în topul acesta, pentru că el pleacă când dorește. Da. Sunt deja parcurse 6 etape și avem 2 tehnicieni schimbați. Bogdan Andone după etapa a doua la Botoșani, Nilenan după 6 etape pleacă din Giulești. Cum vi se par aceste decizii ale conducătorilor din fotbal românesc, domnul Toma? 2 tehnicieni în 6 etape. Confirmă. Graba asta unde ajunge? Confirmă ceea ce fac până acum. Anul trecut au fost 5 dintre cei care s-a început la final. Așa. Confirmă, se putea și mai rău. Adică sunt doar 2, pot să spun. Sunt doar 2 schimbați. La Botoșani au fost probleme și... Dar nimic nu anunța schimbarea lui Andone, mai ales cum se terminase sezonul cu domnul Eftime venind la București, convingându-l, postând pe rețele de socializare, parcă ar fi convins vreun antrenor din vest. Adică părea că există un mariaj solid acolo. Eftime, recunoscând acum câțiva ani de zile că a greșit față de Stoican, clat afară după ce l-a salvat de la retrogradare. Știi, gândindu-te, bă, nu o să mai fac. A mine ne ține 3 zile, știți foarte bine că, mai ales la noi, gata. Se șterge repede cu buretele. Da. Ziceam că doar 2. Doar 2. Vom vedea ce se va mai întâmpla pe parcurs. Ne mutăm atenția și spre partida de la Buzău. Gloria Buzău, a doua nouă promovată, primește însă o echipă extrem de bine așezată de data aceasta, cu jucători cu experiență, transferuri reușite și, bineînțeles, un antrenor care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Studenții universitari de la Cluj, domnul Toma, vin la Buzău, sunt pe locul 2 în momentul de față și par favoriți ca după cele 2 sezoane mai puțin reușite cu pierderea finalei cupei să atingă faza aceasta a play-off-ului. Îi vedeți în play-off anul acesta pe clujeni? Da. I-aș vedea. Eu și anul trecut îi vedeam. Au fost la mâna lor. La mâna lor și eu consider că a fost o nereușită din partea lor că nu au fost în play-off pentru că aveau jucători. Aveau jucători foarte buni la nivel de Liga 1, jucători cu pretenții. Anul ăsta îi văd și cred că am învățat și eu, am învățat din greșeli. Sabău e un om foarte serios, eu îl admir foarte mult și de pe vremea când era fotbalist. Și în mod normal ar trebui să... ar fi un eșec să plece de acolo cu meci egal de la Buzău. Buzău este o echipă heirupistă, cu multă dorință, dar puțină calitate. Adică eu o văd o candidată serioasă la retrogradare. FC Buzău se cheamă în continuare, Gloria Buzău se spune așa, dar ei în acte sunt FC Buzău și chiar conducătorii lor au spus că nu vor să fie asimilați cu vechea Gloria Buzău, că au avut problemele cu pariurile și în sfârșit. La ce să ne așteptăm de la întâlnirea Gloria Buzău, Universitatea Cluj? Vezi vreo surpriză și aici? Acum depinde dacă... Universitatea Cluj a un început foarte bun. Adică în afară de meciul cu Petrolul din deplasare, da? În rest marchează cam peste tot. În rest marchează și joacă bine. Da. Eu cred că sunt favoriți. Chiar dacă joacă în deplasare, sunt favoriți. Gloria Buzău, cred că în primul și în primul rând ar trebui să facă în așa fel, nu dau eu lecții lui Prepeliță, dar cred că ar trebui să se bazeze foarte mult pe faza defensivă, pentru că primesc foarte multe goluri. Și atunci o echipă mică, dacă nu stai bine în teren, dacă nu ești așezat bine în teren, da? Să se chinuie adversarul să-ți marcheze un gol, atunci ai mari probleme. Cred de asta am spus că ei cred că ar trebui, cei de la Buzău, prima oară să își betoneze apărarea, să-și facă o apărare foarte bună și apoi să pună probleme pe faza de atac. De partea cealaltă, Universitatea Cluj, împreună cu Craiova, cred că au avut cel mai bun început și au o bancă foarte bună, Universitatea Cluj. Da. Hai să trecem și la ultima partidă a acestei etape, pentru că mai păstrez un subiect și spre finalul emisiunii pe care aș vrea să îl supun dezbaterii. Însă ultima partidă a etapei cu numărul 7 se va disputa pe Francis Neumann. UTA întâlnește Farul. UTA, din nou, o remaniere masivă, domnul Toma, schimbă câte 20-22 de jucători. În continuare, nu-ți place deloc la UTA. Mircea Rednic mai vrea jucători, dar, surpriză, în 6 etape nu bate decât Slobozia și cu mare șansă. Da, e un târg de jucători, adevărul. Nici mie nu-mi place. Mi-ar fi plăcut dacă, din echipa de anul trecut, că a reușit să facă o echipă, deci nu ai ce să spui lui Rednic pentru sezonul trecut, o păstra în mare parte și mai venea cu 2-3... Da, pe mulți nici n-avea cum să-i păstrez, pentru că erau contracte. Rapidiștii. Rapidiștii n-aveau. Da, erau împrumutați. Pop, iar era deja antamat de Rapid. Dar mai sunt și al Stolnic, ăștia care nu erau, adică erau oameni pe care s-a bazat. Deci, oameni pe care s-a bazat și i-a trimis la plimbare. Cei prea mult strică. Nu e bun caruselul ăsta permanent așa. Trebuie să te oprești la un dat de la echipă și suporterii Aradului sunt chiar supărați că nu se uită deloc. Hai să nu fim răi, se uită, dar nu așa cât ar dori ei spre propria pepinieră. Propria pepinieră care a adus un Man, un Miculescu, un Ștal, din păcate n-a prea confirmat, acum stazul la Oradea, băiatul Cristian Mihai de la mijloc, adică ar avea, nu e o pepinieră, cum zic cei de la Iași, că nu mai produs nimic în ultimii ani. Aduce foarte mulți străini, asta e rețeta lui Mircea Rednic. Și n-ai cum să nu faci legătura cu ceea ce se ocupă fiica sa cea mică, știi, de chestia asta. Adică vrei, nu vrei, asta este. Nu poți să închizi ochii să spui, nu, domnule, stai că așa gândit. Dar până în momentul de față, Mircea Rednic a avut cele mai bune rezultate la UTA. Sezonul trecut. Toate sezoanele, de când sunt în Liga 1. E cel mai bun loc. S-a clasat pe locul 7. Pe locul 7 e cel mai bun loc. Ultima oară când s-au clasat pe locul 5 sau pe 6 a fost undeva prin... Eram eu copil în pantalon scurs, 74, ceva de genul ăsta. Da. Într-adevăr, nu, dar scuz, dar păcat că echipa aia a dat din ea și nu... Acum să-i vedem și pe cei de la Constanța. Pentru că și n-au început deloc bine campionatul. 3 înfrângeri. Și aici cu jucătorii Babilonie. Mulți jucători aduși înapoi să fie reșapați. Acum revin cei prea mult strică și Îl faci pe 1-2, de așa dacă vin vreo 5-6, e mai greu. Vezi goluri la partida asta? Asta vreau să spun, da. Merg pe mâna golurilor. Că a trebuit și UTA să bată pe cineva acasă, că n-a bătut pe nimeni. A bătut doar la Clincen pe Slobozia, în rest, egal cu Rapid, să egal că joacă, cu Oțel. Adică nu e echipă care să... Aduți aminte și cu Oțelul, ok, au egalat pe final, dar a doua repriză... Și eu văd goluri la... E plăcut jocul lor așa în câmp. Pe Farul, cred că nu mai trebuie să vorbim de Farul, pentru că știm că, indiferent, e un fel de Hermannstadt, da? Adică și ei joacă, mereu joacă, indiferent cu cine joacă. Și ofensiv, adică nu... Joacă ofensiv, corect. Mă aștept și aici să vedem un meci frumos cu goluri. Bun, împachetăm etapa cu numărul 7, mai avem 5 minute și aș vrea să discutăm puțin cu Răzvan Toma și Dacian Varga despre revenirea în Giulești a lui Marius Mudica. Este de bun augur, a recunoscut Dan Șucu că a greșit, se repară cu venirea lui Șumudică, jocul încălcit al Rapidului în aceste 6 etape, domnul Toma? Dom'le, e o notă proastă pentru Dan Șucu. Nu că l-a adus pe Șumudică acum. Tot ce a făcut de la începutul sezonului. Dacă l-a adus pe Șumudică din etapa de la început, dom'le, asta a fost alegerea lui, dar el practic își calcă în picioare niște principii și eu cred că și acum Neil Lennon nu știe ce s-a întâmplat cu el. Așa, adică el... obișnuit totuși să-i se dea mai mult timp, să... Așa a fost trimis. Dom'le, n-a mers, sunt de acord, n-a mers cum trebuie Rapidul și a adus aminte, Nilenă a adus aminte de fostul selecționer. Dar avea doar o singură înfrângere. Da, care are o singură înfrângere, da. Deci părerea mea este că a greșit, dar mă bucur că a venit Șumudică. De ce? Dom'le, pentru că s-a tot fost, hai dom'le să luăm și pe Șumudică, hai să vedem ăștia care trompetele care l-au tot vrut pe Șumudică, o să fie primii care o să... Dar credeți în varianta Șumudică ca fiind un salvator în momentul de față? Nu. Cred că va aduce niște rezultate bune, va fi fiesta în Giulești. Păi cel mai bine să vii acum în momentul ăsta, că mai jos de atâta n-ai unde să te duci. Da. Dar v-aș întreba, nu credeți asta odată pentru că Șumudică nu e un mare antrenor sau pentru că lotul nu-l ajută în momentul de față? Sau puțin din fiecare. Șumudică, nu vreau să spun că e un antrenor modest, dar... A făcut rezultate. Haideți să nu-i luăm din merite, totuși a avut rezultate. Nu-i din merite, dar... Aduceți-vă aminte și la Astra. E un tip conflictual. E un tip conflictual. Nu, la Astra marea șansă a fost că nu a fost patronul liber. Că dacă era patronul liber, îl dădea afară după... Au fost vreo 4 etape în care n-au bătut, nu știu. Așa. E un tip conflictual, la asta spun. Conflictual cu oricine. Oricine și de la un conflict ăsta poate să iasă o chestie foarte urâtă. Așa care să... Asta mai lipsește acum Rapidului, să mai fie și un... Te întreb pe tine, Dacian, pentru că tu ai fi jucător. Cum intri în vestiar după ce te iei de vreo 3-4 și spui că nu au valoare de Rapid? Am văzut declarația lui Marius Șumudică. A spus că nu are nimic cu niciun jucător. A spus că el, fiind analist, a comentat jocul Rapidului. Da, dar a făcut critică per subiect. Adică a spus despre Blaje că e tiptil și lent. Da, a spus despre... adică el a spus exact ce a văzut. Adică mie nu... Și acum, cum crezi că o să-i dea viteză lui... Păi nu, dar poți să-i spui, în meciul ăla ai fost tiptil și lent. Și dacă nu vin, o să mai ne uităm o dată la meci. Adică nu văd o problemă asta. Deci nu te-ai fi simțit zinit dacă spunea Dacian Varga a jucat prin Liga 2, Liga 3, am sunat eu președintele, nu e ce trebuie, și apoi venea în vestiar și spunea, Dacian, mă bazez pe tine? Nu se bazează pe mine, pentru că toți pleacă de la zero. Așa am auzit că a spus. Așa se întâmplă mereu, dar eu te-aș întreba reacția ta dacă... Normal că m-ar fi supărat, dar trebuia să-i demonstrez, da? Că nu e așa. Și atunci la antrenament trebuie să-i demonstrez și să-i forțez mâna să mă bage. Și am mai spus o chestie. Dar eu cred că, ascultă-mă, că la cum îl știu eu pe Marius Șumudică, dacă unul dintre acei jucători pe care el i-a criticat face un meci sau două sau joacă bine, o să iasă primul și o să spună, îmi cer scuze față de X, da? Că l-am crezut slab sau l-am așa, dar nu este așa. Eu sunt fer convins că o să facă treaba asta. Și mai am un subiect adus în discuție de domnul Toma, cazul Corvinu. Cum îl vedeți, domnul Toma? Îmi pare rău, deci chiar îmi pare rău. Eu așa, când am făcut ochii în fotbal, tocmai asta e un lucru care m-a atras, și nu numai pe mine, milioane de oameni, faptul că echipa care e mai bună câștigă în teren. Peste ani s-au apărut și chestiile astea legate de alte lucruri, dincolo de competitivitate. Îmi pare rău, deci îmi pare rău, dar nu este prima oară și o să fiu scurt. Nu e prima oară când unele echipe își văd interesul. A fost în Scoția când Rangers a intrat în faliment și s-a decis la un moment dat de Liga, de prima ligă, echipele, dacă acceptă să joace, s-a trecut, au fost niște probleme cu trecerea pe altă societate și a rămas la latitudinea echipelor din prima ligă scoțiană dacă acceptă să joace în prima ligă. Toate, și bineînțeles că nu au acceptat. Adică la Celtic așteptai să nu, dar toate, niciuna n-a vrut acest lucru și s-a dus, are început din Liga a 4-a până a promovat și are venit pe prima scenă. Așa că nu mă miră să-și vadă interesul în primul rând. Trebuie să ne oprim. Mulțumesc tare mult pentru prezență, domnul Toma. A fost o plăcere ca de obicei și în măsura timpului liber. Vă așteptăm cu drag să mai comentăm împreună subiectele, momentul din fotbal românesc. Mai este Dacian, îți mulțumesc și ție ca de fiecare dată pentru gândurile tale. Vă mulțumesc ca de fiecare dată dumneavoastră, celor care ne urmăriți. În câteva momente Fulvia Bogaciu vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. Eu am fost pentru dumneavoastră Ionuț Florea. Până data viitoare, rămâneți alături de Metropola TV.